Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă, într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine îmi e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Amin.